Salutare fraților, și bine v-am găsit la un nou clip de Doamne ajută! Asta e ideea, trebuie să te gândești că și mâine vrei să mai mergi cu bicicleta și nu cred că e loc să te lovești, pe urmă să stai pe tușă câteva săptămâni, depinde cât de rău te lovești. Bine, inevitabil se întâmplă, chiar dacă încerci să te ferești, se poate întâmpla de la o simplă rădăcină umedă, o piatră umedă și pierzi controlul și te poți accidenta, dar foarte important, nu aveți la nimeni nimic de demonstrat. Deci eu stau bine. Asta e și atunci tot înainte va fi trail-ul. Ne vedem în action. E bine, trail-ul începe. Dacă suntem pregătiți, da? Hai să vedem despre ce e vorba. De rădăcini. Oh, frumos aici. Oh, da. Exact. Wow. Ok, foarte tare. Mai vreau o dată. Mă așteptam ca acest bărm, așa zis bărm, să fie mai solid, dar nu a fost solid și m-am dus prea pe marginea lui, cum ar veni. M-a atacat. Da. Dacă îmi dați voie. Și acum, aici așa. Acum să vedem aici cu frâna cum facem, pentru că e o curbă destul de strânsă. După cum s-a văzut, dar nu prea se vede pe cameră. Aici. Pic tehnic. Așa. Oh, și aici e coborârea aia tare. Wow. Dar cred că știu cum o să fac. O să filmez când cobor extra cu telefonul. Da. Bine, o să urcăm sus și pe urmă cobor eu pe telefon. Sper să mai pot. Hai că-și fac bine Adidas și ăștia treaba. E bine. Hai să vedem cum merge această treabă. Abrupt. Foarte tare. Super, super șmecher. Nu o să mă duc înapoi să-mi iau telefonul și pe urmă o să continui cu trailul. Bun, mi-am luat și telefonul, am tras cadrul ăla frumușel, m-am uitat la clip, nu e atât de abrupt pe telefon sau în cameră cum se vede de fapt în realitate, dar vă asigur că e mega abrupt. Bine, continuăm trailul. Foarte, foarte tare. Wow, cât e de steep. Foarte steep și foarte cu noroi. Așa, nu merge pe exterior. Nu știu cum o să iau în curba asta. Nu mai pot să iei pe bicicletă de aici. Așa. Bun. Așezat. Cine? Confident, nu? Foarte frumos. Foarte important. Simt cum e mai pe spatele tare. Duc încet. Una pătată, foarte, foarte alunecos. Deci, wow,
prin șanțul ăla trebuie să ții echilibru chiar super, super bine. Una creanga peste față. Bun. Ok. N-a fost rău. Doar că-s cu noroi tot. Dar trebuie să fac bunny hop. Asta nu cred că o să fac. O, cine te mai pus pe aici? Noroi în gură. Wow. Ai o creangă foarte, foarte mare. Care strică tot. Cred că sunt rasiști de ăștia care pun crengi să nu mai venim cu mountain bike-ul, eu înțeleg. Așa, pedala. Cred că ăsta e finalul trailului, primului trail. Da, am ajuns. Aparent e ăsta de aici. Ok. Prea mare viteză. Pe ultima, da, da. E mai multe. Nu prea. Pe asta doar pic. Încet. Ce creangă aia? Bască, ce să zic? Vine coborârea aia faină. Vin de rădăcini. Se prezintă destul de frumos. Nu știu acum în care parte. Anche faină priveliște, cât de cât. Aparent e chiar ok. Și un fel de... Wow! Chiar e tare. Vezi aici? Trebuie să pedalez. Chiar e foarte tare. E genul de trail cu de toate, să zic. Au, o urâtă crenga aia. Și asta. Wow, foarte intimidation-ul. Încet cu virajele. E badass. Să mă întorc înapoi pe el. Ies cu pedala jos. Nu știu că nu am pe viteză.
pare că cobor un pic. Foarte mare grijă. La. Nu facem riscă. Am făcut riscă data trecută. E foarte ciudat trail-ul. Te pune în postura de frate, vezi că nu ești prea bun în ceea ce faci. Și foarte, foarte tricky. Cred că asta e tot. Da. Oh, nu. Nu e tot. Oh, ok. Da. Ce trebuie să-l împing? Nu e cum. Pot să zic că e foarte lung. E chiar obositor trail-ul. Pietre. Cred că până aici am putut. Ah, nu. Nu, nu. Nu, nu. Nu văd nimic. E cringe. A, ah, uite aici. A, ah, și aici. Să văd unde mă aflu. Da, sunt aici și mai sunt comentarii pe deasupra pe care le iau acum la întoarcere. Ok, hai să dăm drumul înapoi pe trail-ul. Duc înapoi pe trail-ul de deasupra la care am venit. Am coborât de aici și acum am duc-o pe aici înainte. Vreau să văd și asta cum e. Rocky section, e drăguță. Mai dai o pedală. Trebuie mai multă viteză. Aici e cea mai multă viteză. Foarte, foarte obositor.